de când vii. Îmi place să vii aici la emisiune și să te țin în brațe. Ce faci, Mimi? Da, știu, m-am speriat. Ești bine? Da. Perfect. Bine ați venit la emisiunea Moș Crăciun întreabă. Astăzi o avem pe Mimi alături de noi. Eu sunt Moș Crăciun. Mimi, te rog frumos să-mi spui ce-ți dorești tu de sărbători. Ia să vedem. O mașină vreau. O mașină, dar eu știu că mai vrei ceva. Un premiu. Da, 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 vreau. Păi vezi, da, eu, moșu, știu absolut tot ce-ți dorești tu, copile. Ia zi. Zi. Îmi doresc foarte mult să mă voteze toată lumea la E-Entertainment. Am fost nominalizată la categoria Social Media Star și îmi doresc foarte mult să câștig. Și dacă nu știți, Mimi a postat pe Instagram o poză cu craci în sus, dacă pot să spun așa. Hai că am văzut fotografia aia, trebuie să stai așa cu picioarele în aer ca să le spui oamenilor să te voteze, nu? Da. Noi întotdeauna am zis că ești foarte simpatică și foarte de treabă, așa că le recomandăm și noi celor care se uită la noi să intre și să te voteze și explică tu mai multe despre gala asta ca să înțeleagă oamenii despre ce e vorba. Acum sunt puțin emoționată. Vrei să iei un loc aici? Da. Te rog. Te rog. El e Flavius. Bună, Flavius. Bună, Mimi. TikTok, Instagram, YouTube... Da, TikTok. Păi ne știm de pe TikTok. Ah, ok, iartă, am crezut că prima dată aici s-a întâmplat. Pe vremuri doar Andreea Marin făcea întâlniri de genul ăsta, surpriză. Acum TikTok-ul nu i-a luat-o înainte. Zi. Eu îmi doresc foarte mult să fac un TikTok și cu tine, dacă vrei. Vreau, mă! Așa deci... vreau și eu să fac un TikTok cu tine. Mă, eu mă, vrei! Deci trebuie să existe și eu mai mult în TikTok-urile astea. Nu, eu mă bucur. Zi-ne de premiul ăsta, că e foarte important pentru tine. Le-am povestit și prietenilor mei de pe Instagram că am fost nominalizată la E-Entertainment, la People's Choice Awards. Îmi doream foarte mult chestia asta. Atunci când eram micuță, chiar mă uitam la People's Choice Awards și îmi imaginam cum într-o zi o să fiu eu într-o rochie mare de prințesă acolo pe covor. Anul trecut a câștigat Adelina Pestrițu, nu? Da. Exact, iar anul ăsta, pe lângă tine, mai sunt și alte nominalizări. Cine mai e? Mai sunt dacă nominalizați... Vrei să zici, dacă nu, lasă, doar eu să câștig. Nu, consider că sunt într-o competiție doar cu mine însămi și dacă oamenii mă iubesc, o să câștig. Dacă nu, o să câștige cel mai iubit concurent. Bun, hai să spunem. Deci mai e Vlad Munteanu. Cristi Munteanu, Alina Ceușan, Cristina Ih, Emil Rengle Andra Gogan. Perfect. O gașcă foarte... Și mai e și Bianca Adam. Și Bianca Adam, da. Ai vrut să o fentez, să nu zici de ea. Da. O gașcă foarte faină de copii tineri, oameni buni, care au tot felul de gânduri și de aspirații. Foarte frumos și ceva mai devreme te luau gura pe dinainte. Ai zis că vrei o mașină? Da, păi chiar m-ai întrebat ce vreau de Crăciun și nu, niciodată nu-mi fac o listă, dar știu că acum vreau să-mi cumpăr o mașină și... Mașină? Ce culoare să aibă? E primul lucru pe care îl întreabă... O domnișoară când își ia mașina? Nu? Nu asta? Nu m-am gândit la ce culoare să aibă. Culoarea e importantă. Galbenă. Na, galbenă pentru că poate să facă în weekend și taxi cu ea. Bun, și știi așa ce mașină vrei să-ți iei? Nu. Nu m-am hotărât încă. Da, eu zic că acum cine, ce mașini sunt galbene, ciucă? Lamborghini. Ah, perfect. Păi nu, că vreau să-mi o fac eu. Vreau să fie făcută de mine. Așa, cu autocolant, chestii, cum am văzut eu la colegii mei, influenceri. Adică cum ai văzut la Mădălin, la Five Gang, la toți ceilalți care și le... Dorian, cine și le mai... Le colantează, le fac în tot felul de culori, da. Perfect, oameni buni, tânăra generație, el este Flavius, cum vă spuneam ceva mai devreme. Ce părere ai de Flavius? L-ai urmărit pe TikTok? Am văzut câteva TikTok-uri dintre și? Cele care au ajuns virale. Mi s-a părut că seamănă foarte bine cu Damon... Salvator. Da, exact, asta îi se spunea din Jurnalele Vampirilor, da, nu? Da. Ia caută-l, mă, pe prietenul ăsta, pe... Noi am zis că seamănă cu Bobby, noi altă generație, Bobby din Dallas, Lendelung, ne-am dus la... Da, acum, stai că-l găsim... Ciucă, Damon Salvatore se scrie. Gata, l-am găsit, nu știu cine e. Cum? Nu știam cine e. Nici el nu știu cine e Bobby, sunt închis, unul la unul. Hai, caută! Jurnalele Vampirilor! Caută, Ciucă, caută! Oameni buni, pe Mimi o găsiți pe YouTube, o găsiți pe Instagram, o găsiți pe Facebook, pe TikTok și o găsiți în general în tot ce înseamnă online, că e o fată foarte implicată și face foarte multe lucruri frumoase și a găsit și iubirea și e îndrăgostită. Stai că vreau să-ți mai zic ceva. Zi. Le-am povestit și urmăritorilor mei că dacă mă votează și îmi trimit un screenshot cu votul în fiecare zi în DM pe Instagram, la un moment dat o să le fac o surpriză. Ok, adică oamenii care te votează să facă prin screen la mesaj, să-ți trimită în mesajul privat și le faci o surpriză. Da. Dar cu dragostea, Mimi, să revenim un pic. Am văzut că există.
Da, de ceva timp. Cu Dobrincu? Vai, nici nu pot să cred. Și ce tu? Da, adică Dobrincu. Nu e, mă, Sebastian Dobrincu, băiatul din America. Exact, Dobrincu, așa, deci vrea de Crăciun mașină galbenă. Te grăbești un pic, stai, de ce stai nu așa împreună? Păi cine a zis că suntem împreună? Am văzut și în ziar. În ziar, dar vrei să spui că întotdeauna... Uite-te în ochii mei, tu ești o fată sinceră. Uite-te în ochii mei, e sinceră. Nu clipi. V-ați pupat? Dacă ne-am pupat. Păi da, ne-am văzut la evenimente, ne-am pupat pe obraz, ne-am salutat. Haide, mă, Bibi, mă, că noi suntem de ea de când abia a apărut televizorul cu lămpi, adică nu ne ai pe noi cu de-astea. Adul, mă, ia arată-l pe Damon Salvatore. L-am pregătit aici. Ia, da, bă, seamănă și cu ăsta. Băi. Dar și ăsta seamănă cu Alain Delon. Da. Ia, ține, ține puțin, Flavius, invers, invers capunul. Invers, invers, așa, așa, uite, pa. Mam. El e, mă. Bă, el e, ia uite. Bă, el e, dublură. Foarte bine, din Jurnalele Vampirilor. Căutați-i pe oamenii ăștia pe Instagram, pe YouTube, pe peste tot, că sunt oameni faini și... Ce, te măriți? Nu mă mărit, dar am văzut acolo burtiera și m-am speriat rău de tot. Ce scrie? Mimi într-o relație cu Sebastian Dobrincu. Dar eu nu am da spus. Sau nu? Dar te întrebăm noi, dar fii atent, da sau nu? Da sau nu? Da sau nu? Să fii fericită, mă, bate palma, mă. Dar de cât timp sunteți împreună? Vai, nici nu pot să cred. Hai tu, lasă, zi. E băiat foarte mișto. Am lucrat cu el la un moment dat la un proiect cu Marius Moga. E super implicat așa. Da, e un băiat extraordinar. V-ați mutat împreună? Vai, doamne, cât de îndrăbări. Ia caută ciucă și cu pe Sebastian Dobrin cu imagine. Imediat. Ia, caută. Deci, practic, sunteți împreună, Mimi, nu? Dar n-am spus da nici o secundă. Da, păi ce, te-a cerut de soție? Vai, de nu! De-ai zis că n-ai zis da nici o secundă? Nu, dar sunteți împreună, aveți o relație. Da, suntem într-o relație. Bani de tobe, Iulică! Mă rog, pe vremuri aveam și orchestra. A, pe vremuri aveam trupa, aveam perfect. Banga, ai niște aplauze, Iulică, ai? Nu mai e. Bravo! Mulțumesc pe Sebastian! Ia! Ia să-l mai vadă și telespectatoarele noastre pe Sebi, Sebastian Dobrincu, băiatul care a cucerit America. Sunteți frumoși împreună, tu vă stă foarte bine. Nu te rușina așa. Mulțumim. Deci, pe Mimi, votați-o. Încă o dată, să intre lumea, mai zi o dată unde? Pe E-Entertainment la categoria Social Media Star. Super, mult succes. Mulțumesc.